prea multe spații de gândit și prea multe, să zic, puncte în care să te să spui ok, mai încerc o strategie de 6 luni, de 8 luni. Nu, trebuie să te miști astăzi dacă vrei să supraviețuiești. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, dar păi aș vrea să ne povestești un pic și din experiența ta, adică cum s-au desfășurat lucrurile la voi în ogradă. Deci la noi în ogradă, când a venit luna martie, începând de luna martie, a putut să scadă accelerat. Deci oamenii au fost, clienții noștri, speriați înainte de a apărea vreo situație de urgență. Odată cu situația de urgență am intrat în shutdown direct, dar atenție, vânzările erau deja în scădere abruptă de la 1 martie la 15 martie, în, să zic, de la 100% la 30%. Și veneam după două luni, ianuarie și februarie, cu creștere de 2 digi. Adică se preconiza un an 20-20 excepțional în industrie. Și industria ospitalității vine după alți 3-4 ani excepționali. Așa este. Și în aceste condiții a fost un șoc pe piață. Un șoc pe piață. Evident, am trecut în acțiune imediat. Am repoziționat oamenii în șomaj tehnic, marea majoritate a lor. Am revăzut fiecare proces din companie și am redus costurile pe diverse paliere, însă cred că cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost atitudinea față de businessul nostru. Și atitudinea față de modelul nostru de business în ultimile două luni a fost aceea de startup. Adică am șters cu buretele modelul cu care ne obișnuisem, cu care conviețuiam, și ne-am gândit cum va arăta industria restaurantelor și ospitalitatea de aici înainte, în viitor. Și am luat un număr de acțiuni. Cele mai importante două au fost modelul de business de livrare și modelul de retail pe food, pe ready-to-eat și ready-to-cook, destinat supermarketurilor, în așa fel încât noi să putem crea o diversitate în business-ul standard offline în care eram experți și care astăzi suferă și va suferi în următorii 2 ani cel puțin foarte serios. Cam asta este, să zic, pe scurt, experiența ultimilor două luni de acțiune, să zic, la firul ierbii în grupul meu de restaurant. Și cum merg aceste două noi linii de business? Bună întrebare. Zona de livrare am dezvoltat-o plecând de la produsele pe care le aveam și cu o incredibilă emoție în zona de, să zic, exact ca într-un startup. Am adunat toate mașinile din companie și am început să livrăm din unul dintre restaurantele noastre. Am făcut un fel de centrală de livrare și de acolo am început să livrăm. După două săptămâni am realizat că pur și simplu să faci livrarea produselor tale din restaurant nu funcționează. Chiar dacă în mod evident am ajuns de la o cifră de afaceri zero la o cifră de afaceri de circa 7-8 mii de euro pe zi, ceea ce este extraordinar în condițiile de, să zic, de război pe care le trăim, ne-am dat seama că suntem foarte departe de un produs care să poată deveni lider. Și mă refer aici la produsul în sine de livrare. Am constatat că chiar dacă clienții noștri comandă, să zic, mici sau grătarul dorit sau ciolanul de la Carul cu Bere sau de la City Grill, care erau ei obișnuiți, aceste produse, de fapt, acest model de business nu funcționează în delivery. Cu alte cuvinte, ceea ce merge foarte bine în offline, nu obligatoriu merge în online.
Și ne-am așezat din nou la masă și am decis să creăm un produs cu totul și cu totul nou. Și acest produs nou, care se cheamă Need for Food, va fi disponibil la sfârșitul lunii iunie, abia, cu alt tip de produse, produse create special pentru livrare, cu un alt tip de ambalaj, ambalaje create special să reziste în timp și să păstreze calitatea și gustul mâncării, adică cu totul și cu totul altceva, mașini dedicate, special amenajate, cu sertare, cu separatoare care să păstreze temperatura rece la temperatura rece, temperatura caldă la caldă și așa mai departe, în așa fel încât experiența de livrare să fie una excepțională. Și asta este, să zic, procesul în mijlocul căruia activez astăzi în reinventarea business-ului de livrare, care este diferit. Nu mă așteptam și n-aș fi avut energia, pasiunea și poate nici resursele, să zic, nu le-aș fi dedicat acum un an, doi ani, pe o piață care ar fi funcționat și atunci în direcția asta, în direcția respectivă, însă nu aveam motivația necesară să o fac. Acum o am. Cum au primit oamenii vestea deciziei de a-i trece în șomaj? Cum ai ales pe cine pui în șomaj, pe cine lași activ? Oamenii au privit această situație cu trecerea în șomajul tehnic relativ bine. De ce? Pentru că, în mod evident, când gestionezi 1500 de oameni, este o responsabilitate uriașă și primul și cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost modul de comunicare. Și am să ating aici subiectul cum am comunicat cu angajații noștri, cu membrii echipelor, cu colegii mei, ca să spun așa, pentru că canalele de comunicare au fost diferite și poate a fost principalul lucru pe care ne-am concentrat. Și atunci când am comunicat cu ei, deci mă văd cu angajații mei pe Zoom de două ori pe săptămână. Însă în primele două săptămâni m-am văzut cu ei în fiecare zi. Și le-am spus, uite, astea sunt opțiunile, asta este situația, cu acest sprijin venim super transparent din partea statului. Cu acest sprijin venim noi ca și companie. Astea sunt resursele pe care le avem și le alocăm în principal pentru voi. Și crede-mă, Lazlo, că nu e simplu. Deci noi alocăm astăzi, fără sprijinul de la stat, aproximativ 450.000 de euro pe lună. Deci astea sunt pierderi nete, pentru a putea ține întreaga structură relativ protejată, în așa fel încât să ai cu cine să redirecționezi, să-ți reinventezi business-ul, adică să știi, să-ți păstrezi oamenii care știu unde este ușa frigiderului și casa de marcat. Nu să începem să recrutăm alți oameni și să, eu știu, să o iei în altă direcție. Cu mulți jucători din industrie, din păcate, au luat această decizie de a disponibiliza oameni, dacă asta a fost cea mai, să zic, la îndemână decizie pe care putea să o ia un antreprenor în industria ospitalității. Da, foarte, foarte interesant. Cum vezi viitorul? Acum încet, încet se relaxează un pic condițiile astea de carantină și lumea reîncepe să intre în normalitate. Ce planuri vă faceți? Cum crezi că va evolua business-ul? Cred că business-ul tradițional, să-l denumim așa, offline, va începe timid. Și acești pași de relaxare sunt pași de relaxare cu frâna de mână trasă. Întâi, pentru o zi, sau mai bine zis un weekend, a fost posibil să se întâlnească 16 oameni la un loc. Imediat s-a revenit la 8 oameni prin decizia guvernului de luni. Toate aceste, să zic, restricții pe care noi le vom urma vor determina o
frână serioasă în revenirea oamenilor în restaurante, pentru că restaurantele sunt privite ca pe un, ca pe o zonă cu grad mare de risc. Și drept urmare, clienții noștri, și eu mă uit la, am făcut un sondaj printre clienții noștri, surprinzător, sau nu știu cum să spun, realitatea ne arată că sunt aproximativ jumătate dintre clienții noștri într-o stare de teamă serioasă și jumătate într-o situație de curaj moderat. Dacă dintre cei cu curaj moderat vor lua decizia să iasă în oraș, probabil că nu toți vor lua decizia să vină la restaurant. Așadar, mă aștept ca business-ul de offline să fie undeva între 30 și 50% pentru următoarele 6 luni, care va determina o schimbare dramatică în lanțurile pe orizontală a diverselor servicii și companii care făceau aceste servicii sau materii prime pentru restaurante. Discutăm în România de o piață hotel, restaurante și servicii conexe de aproximativ 400 de mii de oameni cu un business între 4 și 5 milioane de euro, 5 miliarde de euro. Așadar, acest business offline va fi afectat semnificativ în următoarele 6 luni. Businessul de online, și denumesc aici online livrarea și platformele de livrare, probabil că vor crește spre 20% din potențialul pieții de dinainte de virus. 20% înseamnă față de, să zic, 2019, unde piața de livrare era undeva la 3-4%, înseamnă o creștere de aproximativ 6 ori. Deci cam așa va arăta piața de ospitalitate online. 20% din potențialul Vega, care va deveni pentru primii 2 ani cam 50% din potențial și 50% din potențialul actual redus, așadar, și cam 30-50% din potențialul 2019 în restaurantele tradiționale. Ce faci cu angajații care sunt astăzi în șomaș tehnic, în viitorul care urmează? Cu angajații care sunt în șomaș tehnic, am procedat la o repartizare a lor pe offline și online și în forța de livrare nou creată avem 112 livratori din cei aproximativ 1250 de angajați. Noi avem o variație în numărul de angajați în funcție de vară, iarnă, 1500 vara, 1250 iarna. Deci în total în zona de online vor trece cam 20% dintre angajați. Alți 20% dintre angajați, mai ales cei din zona extracomunitară, pentru că avem și 160 de nepalezi, aveam 160 de nepalezi în forța noastră operațională, vor fi relocați pe alte business-uri, ori ale noastre, ori ale în alte sectoare de activitate, pentru că în momentul în care repornim, practic, mai puțin de jumătate din forța de lucru a companiei va putea fi folosită. Deci undeva între 25%, 20-25% se duc în online, 20-25% se vor duce în alte sectoare de activitate și aproximativ 50% vor rămâne pe zona de servire tradițională. Adică în business-ul central de dinainte. Foarte provocator acest lucru, acest scenariu. Cum crezi că vom reintra în normalitate? Vom mai reintra vreodată într-o normalitate sau va fi o totală schimbare în perioada care urmează și vom trăi o altă realitate în viitorul apropiat? Bună întrebare. Cred că vom intra într-o normalitate relativă,
peste aproximativ un an, atunci când un potențial virus, antivirus, să zic, vaccin, va putea fi disponibil. Însă, atenție, noi trăim pe o planetă în care, în mod normal, și aici mă refer iară la decada cu care am început discuția, în mod normal, un vaccin durează ani de zile să-l poți crea, între 5 și 7 ani. E adevărat, atunci când se pune toată planeta în mișcare, este posibil ca acest vaccin să apară mult mai repede, adică anul viitor. Și pe asta mizez. Ca totuși să fie o schimbare rară a vaccinelor și apoi în modul de distribuție a vaccinelor, pentru că astăzi există o capacitate de producție a vaccinelor de aproximativ 6-7 miliarde de vaccine pe an, din care 6 miliarde sunt ocupate de vaccinuri prezente, astăzi care se folosesc, deși limita de producție a vaccinelor, presupunând că ai avea un vaccin, va fi o provocare. Și totuși, într-un scenariu optimist, dacă lucrurile se petrec în felul ăsta în primul semestru din 2021, atunci în al doilea semestru din 2021 e posibil să revedem efervescența industriei ospitalității pe care am lăsat-o în 2019. Ăsta este, din punctul meu de vedere, un scenariu optimist. Cum va arăta industria ospitalității în acest scenariu, în acel moment? Câți dintre jucătorii de astăzi vor mai rămâne în picioare și câți vor dispărea? Cred că industria ospitalității se va schimba, dar nu dramatic, adică nu va dispărea ieșitul la terasă. Nu o să mergem în centru vechi și nu o să mai vedem plin de oameni. O să vedem plin de oameni la terasă, în cluburi, în, eu știu, restaurante, gourmet sau de orice alt fel, însă abia anul viitor. Și atunci, câte companii, câte antreprenori vor reuși să supraviețuiască timp de un an de zile în industria ospitalității, care este o industrie care trăiește pe o marjă mică, cu rezerve mici, cu mulți oameni. Acești oameni costă. Așadar, costuri fixe sunt mari. Șanse foarte, exact. Sunt șanse foarte mici ca majoritatea operatorilor să supraviețuiască acest un an dificil. Deci probabil că jumătate din ei vor dispărea. Cum va afecta acest lucru industriile conexe, care sunt interconectate oarecum cu Horeca sau dependente, într-un fel sau altul, în procesul de creare a valorilor? Și ele se vor transforma. Astăzi sunt companii care sunt specializate pe Horeca și vând doar echipamente pentru Horeca sau doar materii prime pentru Horeca. Există vinuri care se vând doar în Horeca și nu le găsim în, să zic, în lanțurile de comerț tradițional. Ei bine, toate aceste companii vor trebui să se transforme, să poată vinde și în online, să poată să vândă pe platforme care astăzi cresc exponențial, să poată să vândă în offline, în magazinele tradiționale supermarket, de tipul hipermarket. Așadar, aceste companii super specializate pe Horeca vor trebui să se diversifice dacă vor dori să supraviețuiască. Evident, va rămâne o piață destul de serioasă și 50% din piață în acest an, cum va funcționa, tot va fi o piață foarte mare, numai restaurante, sunt 2,5 miliarde de euro. Deci totuși 1,25 miliarde de euro sunt o piață importantă. Deci mulți vor rezista. Însă profiturile vor fi mai mici sau zero și cei care au rezerve vor avea șanse mai mari să supraviețuiască acestui an. Foarte interesant. Zim cum vezi că va evolua partea asta de piață
real estate în perioada asta și ea oarecum influențată de, de această criză? Asta iar e o întrebare interesantă, pentru că avem tot felul de discuții cu proprietarii de spații. Uh-huh. Și de aia s-a și pus întrebarea, pentru că ești direct... Da. Și sunt tot felul de comportamente în piață. Și pentru proprietarii de imobile este un șoc, pentru că să-ți vezi chiriașii în imposibilitatea de a lucra nu este o bucurie prea mare. Evident, unii dintre ei au acționat intempestiv și agresiv și au executat scrisori de garanție, mai ales cei din mall-uri. Au intrat în depozitele de garanție, au presat chiriașii să-și achite chiria chiar dacă ei erau în imposibilitatea de a funcționa. Însă, cred că o bună parte, mai bine de jumătate dintre proprietari, au înțeles că această perioadă este foarte dificilă și au acordat reduceri sau chirie zero rezonabilă pe această, pentru această perioadă. Problema însă nu se oprește la cele 3 luni de stare, situație de urgență sau stare de alertă. Problema este însă mult mai dificilă, pentru că se întinde pe următorii 2 ani, în care chiriașii nu vor fi capabili să mai plătească chiriile din anii trecuți, din valabile în 2019. Și asta trebuie să înțeleagă proprietarii. Pe de o parte, nimeni nu le poate lua proprietatea care este garantată de Constituție, nimeni nu-i poate obliga guvern sau parlament să nu mai ia chirie sau să ia o anumită chirie, pentru că trăim într-o țară democratică în care legea cererii și ofertei trebuie să funcționeze. Economia de piață. Exact, economia de piață. În schimb, ei trebuie să înțeleagă că în situația în care au un chiriaș care nu mai poate plăti aceeași chirie, poate e mai bine să accepte o chirie mai mică, să așeze la masa negocierilor pentru o perioadă de termen mediu, nu scurt, scurt și mediu, pentru că nu vei mai putea găsi în piață alți mulți doritori care să plătească o chirie prea mare sau de mărimea celor pe care s-au plătit anul trecut. Asta trebuie să înțeleagă proprietarii, că se găsesc într-o piață care va fi afectată general de criză. Pentru că nu numai restaurantele sau zona de ospitalitate este afectată, ci și alte domenii de activitate. Unele contracte sau unele companii încă nici nu au apucat să fie afectate, însă vor urma să fie afectate. Se mai renoiesc. Industria de automotive este blocată. Sunt foarte multe industrii care vor fi afectate în următoarele luni. Deci nu vor exista alți chiriași. Ok, să zici, nu mai închiriez restaurantul, să pleacă, să plece restaurantul, pentru că o să închiriez unui magazin de pantofi. Ei bine, surpriză, nici magazinele de pantofi nu o să-și mai permită chirii, pentru că și pantofii se vor cumpăra într-un număr mult mai mic. Cu alte cuvinte, proprietarii trebuie să înțeleagă că afacerile nu se vor opri, dar vor fi la dimensiuni mult mai mici decât au fost în 2019. Eu văd în piața de chirii o scădere de 20-25% cel puțin, atât în zona de retail cât și în zona de living, apartamente de bloc sau case. Toate aceste chirii în următorii 2 ani vor fi mai mici semnificativ decât, și asta datorită pieței, nu datorită restricțiilor sau datorită unui sector de activitate, cum este sectorul ospitalității, evident foarte lovit. Ziceai de scenariul optimist. Ne dai și o previziune mai pesimistă? Și cum, ce măsuri luați ca acest lucru să nu se întâmple sau să nu vă afecteze? Ei bine, nu știu, eu am o structură mai degrabă optimistă, că altfel n-aș fi riscat toată viața mea. Așa te știu și eu, de aia te-am provocat. Da. Ei bine, eu nu cred și încă nu fac niciun plan în direcția în care piața se va prăbuși cu mai mult de 50%. Deci nu mizez pe un astfel de plan. Evident, înțeleg că este posibil,
Înțeleg că este posibil, înțeleg că este posibil ca în octombrie, noiembrie să avem din nou o situație de urgență, înțeleg, însă cred în capacitatea Europei la nivelul capacității ei de, să zic, intelectuale și antreprenoriale de astăzi, să se poată adapta, să conviețuiască cu acest virus. Adică să înțeleagă că da, ne putem infecta, da, poate chiar e mai bine să ne infectăm mai repede, dar într-un anumit ritm, în așa fel încât să nu blocăm spitalele și să putem să câștigăm anitate de grup pe modelul suedez într-un timp mai îndelungat, sacrificând o parte din economie, lucru care deja s-a petrecut. Și nu cred că vom mai fi nevoiți să ajungem pe shutdown, chiar dacă virusul va continua să existe printre noi. Și pe asta mizez, așadar, oricât ai vrut să mă duci într-o zonă de pesimism, mai tare, nu cred că e mai... N-ai reușit, nu. Mai rău de atât, nu cred că se poate întâmpla. Am înțeles. Aș vrea să spun o întrebare, pentru că știu că ești și tată. Cum crezi că va evolua educația? Pentru că, uite, vedem că școlile rămân închise. E o provocare, da, atât pentru părinți cât și pentru copii. Eu sunt foarte plăcut surprins cât de bine funcționează acest tip de comunicare pe zona asta de online, cu aceste mecanisme, Zoom, Hangout, sunt multe, multe mecanisme care se perfecționează și sunt convins și mă uit și la copiii mei cum reacționează cu această școală la distanță. Sunt convins că, evident, sistemul nu e perfect, dar este perfectibil, că până în toamnă lucrurile vor evolua mult în direcția performanței acestui învățământ la distanță. Nu îmi doresc și nu iubesc învățământul la distanță, pentru că cred că copiii noștri au nevoie de interacțiune, au nevoie să pună mâna unul pe celălalt, să se joace, să vorbească unul cu fața celuilalt, nu virtual. Dar cred că vor fi anumite urme ale acestei perioade care vor rămâne. Întâlnirile, meetingurile de business, dar și de educație virtuale vor rămâne într-o anumită măsură și în viitor definitiv. Și de asta cred că sistemul de educație nu va suferi în sine. În schimb, cred că va suferi interacțiunea socială. Și cred că noi, oamenii, suntem ființe sociale care vor suferi datorită lipsei de interacțiune socială și asta vom vedea în urma, nu acum. Oarecum o întrebare tangențială legată de partea asta de educație, cum rămâne cu cultura, cu partea de spectacole, cu sportul, cu aceste manifestări care atrăgeau foarte mulți oameni și care pentru anumite orașe erau chiar mană cerească, cum este și Clujul, cu anumite festivaluri. Cum crezi că va evolua percepția publicului, deciziile guvernului legate de aceste permiterea acestor manifestări cu volum mare de oameni în perioada care urmează? Eu cred că din nefericire, pentru că iubesc aceste tipuri de evenimente culturale, cred că din fericire, anumite evenimente culturale, cum sunt teatrele, eu știu, întrunirile de zeci, sute de persoane vor fi posibile în acest an și mă refer aici la până într-o sută de persoane și asta va salva o zonă de culturală, să zic, un segment, nu, din păcate, nu întreg fenomenul. Cred că aceste întruniri și aminteai de Cluj, cred că un festival cu 300-400 de mii de oameni, cum excepțional a organizat Clujul acolo și nu numai acolo, au fost multe festivaluri în ultimii ani de mare calitate, am unele din cele mai, poate din cele mai mari performanțe
ale României s-au înregistrat în organizarea acestor festivaluri. Antold este în top 3 global ca festival de muzică în lume, deci este incredibil, o realizare excepțională, însă cred că aceste festivaluri vor fi practic în formatul acesta oprite pentru acest an. Sper ca la anul să ne revedem la Cluj la festival, însă până atunci mi-e greu să cred, am tot studiat diverse modalități cu industria de evenimente, care este super lovită astăzi, tot felul de mecanisme de cercuri concentrice sau nu, să ții pe oameni la distanță, în spații foarte mari, în așa fel încât să participa la un festival. De-aia și festivalul de tip drive-in cu mașini și vor sta în zona de propriei mașini, chiar în fața mașinii, dacă poate să-și aducă, sau pe mașină, mi-aduc aminte de festivalurile din anii 50-60, de tip hippie, așa, dar va fi dificil, va fi un an de foarte dificil, însă nu cred că aceste festivaluri nu se vor mai petrece în formatul cunoscut peste 2 ani, 3 ani și așa mai departe. Ele vor reveni. Însă este foarte greu să reziști cu acest concept, într-adevăr, mai greu și mai dificil decât în industria ospitalității, în restaurante. Mersi frumos pentru aceste răspunsuri la întrebări. Aș vrea să te întreb din perspectiva acestei transformări digitale la care suntem supuși atât noi ca indivizi cât și organizații. Care este punctul tău de vedere? Ce faceți în acest sens? Accelerați procesul? Pe ce puneți prioritate în acest moment? Digitalizarea industriei ospitalității ar fi trebuit să aibă un ritm de 10 ani ca să ajungă până unde va ajunge în acest an. Este uimitor. Exact în filmul de care l-am discutat și mai devreme. Deci suntem obligați să digitalizăm un sector în ritm accelerat. Și aici sunt companii care au făcut deja pași mari, importanți. Și mă refer aici la McDonald's, de exemplu, în industria ospitalității. Astăzi, acei roboți unde comanzi, doar te duci să-ți ridici pachetul, limitarea interacțiunii umane, pe care o priveam cu ochi mai buni sau mai puțini acum un an, acum devin o necesitate și o normă. Practic, digitalizarea va lua locul oamenilor în restaurantele offline, adică în restaurantele tradiționale, unde vom vedea mult mai puțină interacțiune cu ospătarii prin preluarea comenzilor pe tablete, prin emiterea comenzilor înainte să ajungi în restaurant de pe aplicațiile de pe telefon. Deci tu vei veni la masă și vei avea pe masă meniul pe care ți l-ai comandat online. Interacțiunea cu ospătarul, modul de plată s-a transformat incredibil. Deci noi am plecat în România, o țară care plătea 32% pe, să zic, mijloace electronice, a ajuns la 71% în 2 luni, pe bune. Deci este un salt incredibil în zona tehnologiei. Deci oamenii astăzi vor fi obligați să folosească cardul. Obligați de teamă și obligați de practic lipsa posibile interacțiuni cu o persoană. Deci vei fi nevoit să folosești cardul. Deci tehnologia în bucătării, mai puțin oameni. Tehnologia în preluarea comenzii și gestionarea customer service în restaurante va fi mult mai prezentă în următorii ani. Deci dacă vrei să investești într-un business, Laszlo, îți recomand să investești într-un business de tehnologie care să fie dedicată în zona de ospitalitate și nu numai. Da. Foarte, foarte, foarte interesant. Zi-mi un pic cum a fost experiența de lucru de acasă, dacă la voi s-a aplicat, ce s-a întâmplat cu familia, ai dus business-ul acasă?
O să te mire răspunsul meu. În primul rând, experiența de business departe de birou a fost foarte bună. Noi avem 75 de oameni la birou. Am putut lucra aproape nestingherit de acasă. Noi am luat decizia de la 5 martie, de pe data de 5 martie, să lucrăm online în, cu tot biroul. Deci, practic, biroul este închis de atunci. Nu sunt adeptul lui Apple, Facebook și cu atât mai puțin al lui Twitter, care a anunțat nu numai că nu se vor întoarce oamenii până la sfârșitul anului în birourile lor, dar la Twitter nu se vor mai întoarce niciodată la birou, pentru că, așa cum am spus, eu cred în interacțiunea socială. Am lucrat foarte bine de acasă, foarte bine, neașteptat de bine, n-aș fi avut curajul ăsta înainte. Iar în ceea ce privește familia mea și persoana mea, am șansa să locuiesc în afara orașului, deci nu la bloc, într-un apartament, ci la o casă în zona Corbeanca. Și faptul că am petrecut cu ei în aer liber timpul ăsta de 2 luni, deja mi-este dor de acest timp de 2 luni. Deci a fost un time out, o pauză excepțională pentru mine și familia mea. Nu am interacționat niciodată atât de bine și nu am trăit momente atât de bune, sau cel puțin ultimii 5 ani, nu mi-aduc în aminte să fi trăit așa o perioadă bună de comunitate. Și asta, să zic, cu un cost cam mare, dar a avut și lucruri bune această nenorocire de pandemie. Ne apropiem de finalul timpului alocat pentru acest webinar. Aș vrea să-ți mai pun 2 întrebări și încurajez pe cei care ne urmăresc live, fie prin webinar, fie pe Facebook, să adreseze întrebări lui Dragoș, să putem să le punem în direct. O întrebare pe care aș vrea să ți-o pun și sunt curios care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai învățat din această criză, această pandemie. Poate cea mai importantă lecție pe care mi-am readus-o aminte a fost aceea că nu ești invincibil. Și dacă ți se pare vreodată că modelul tău de afacere este indestructibil, te înșeli amarnic. Mizam pe faptul că și în război, în războiul al doilea mondial și în primul război mondial, restaurantele nu s-au închis. Poate pentru foarte puțin timp, în foarte puține locuri. Nimeni nu-și imaginea că restaurante ca Carul cu Bere, Hanul Manuc, nu știu, Hanul Berariilor, restaurante indestructibile vor putea fi vreodată închise pur și simplu. Drept urmare, am învățat că trebuie să fiu mai modest. Asta e prima lecție. A doua lecție, am învățat să mă uit la business-ul meu ca la un startup. Să uit, să șterg cu buretele că sunt mare expert în restaurante, că ce vânzări am făcut, câți oameni am, cât de bine am știut să folosesc acest model de servire la masă, de slow food, cum îmi place mie să-l denumesc, și să șterg cu buretele și să mă gândesc, ok, astăzi ce pot să fac ca să supraviețuiesc? Cum trebuie să fie modelul meu de în ospitalitate, pentru că vreau să rămân în ospitalitate, ca și cum aș porni astăzi o companie? Cum aș porni eu? Cum aș face eu? Cum aș deschide eu azi un restaurant? Și asta este o lecție foarte bună, pentru că îți pune mintea la contribuție și te gândești, ieși din zona de confort și zici, băi, aștept de la guvern, aiurea în tramvai, niciodată guvernul nu o să vină să te sprijine pe tine, antreprenor, să supraviețuiești în afacerea ta. În cel mai bun caz îți creează un cadru în care să poți să acționezi, dar niciodată nu o să te ajute el. Și nu e normal să te ajute cineva. Tu singur trebuie să te ajuți. Și atunci asta este poate a doua lecție și astea două sunt cele mai importante.
O întrebare de pe Facebook. Se poate să ne spuneți cum ați procedat cu evenimentele, nunțile pe care trebuia să le aveți în vară? S-au reprogramat sau sunt în stand-by? Întrebare tehnică. Întrebare tehnică este, nunta este un eveniment, poate cel mai important eveniment al unei familii, a unei comunități. Te pregătești un an înainte, doi chiar. Ai foarte multe lucruri pe care le faci din timp. Ori acum s-a întâmplat ceva incredibil. Nu mai ai predictibilitate. Nu știi dacă amâni o nuntă, să o amâni pentru noiembrie sau pentru mai anul viitor. Nu știi. Și nimeni nu-ți poate răspunde, oricât de deștept s-ar da vreun consultant sau mare vizionar, nimeni nu-ți poate da răspunsul la întrebarea asta. Când să-ți reprogramezi nunta? Ori asta creează o frustrare majoră. Ce am procedat noi și cum procedăm noi cu clienții noștri, și atenție că a fost foarte dificil, va fi foarte dificil. Sunt mulți clienți care au dat avansuri, aceste avansuri, ca și la agențiile de turism. Tu le dai, intră într-un cost de working capital, au dispărut. Când, ca să-i dai înapoi, este un efort excepțional. Ori noi asta facem acum. Programăm oamenii să putem să-i plătim înapoi, astfel încât ei să poată decide ce vor face în viitor cu evenimentul lor sau evenimentul programat, și totodată le spunem și le transmitem să vedem lună de lună ce se întâmplă și în felul acesta să putem programa în viitor un eveniment. Pentru că astăzi nu avem această predictibilitate și nimeni nu ne poate da. Văzând și făcând. O întrebare venită din partea lui Lucian Popa te întreabă cât mai contează acum viziunea, planificarea, bugetarea. Cred că contează foarte mult ca și înainte, dar plecând de la prezent spre viitor, până acum toate bugetele și toate, să zic, predicțiile, business plan-ul, te puteai uita și înapoi. E, acum, teorie 100% de startup în industria ospitalității. Startup înseamnă nu ai istorie, gata. Te duci înainte și te gândești ce ar comanda clientul tău, ce ar dori el să primească, unde să-l faci, care să fie modelul de business. Și cred că e important să-ți planifici. În continuare trebuie să planifici, dar uitându-te în față, nu în spate. Tot o întrebare care vine în completare oarecum la întrebarea asta. Cât contează acum în lipsa predictibilității, când s-a schimbat modelul de business, partea de flair? Contează mai mult ca oricând. Pentru că acum e o disturbare a pieței. Acum se întâmplă niște schimbări pe care calculele simple, matematice, nu le mai pot rezolva. Drept urmare, flair-ul, ce idee vine out of the box, are o valoare mai mare decât acum un an. E ca și cum, nu știu cum să-ți explic, care e diferența între România și Germania? În Germania e foarte puțin loc de mișcare ca antreprenor. Un antreprenor iscusit are șanse mult mai mici în Germania decât în România. Pentru că în România sunt spații largi în care tu poți să te miști, că nu sunt toate lucrurile așezate. E, acum nu mai e nicăieri o piață așezată. Deci ai șansa să-ți folosești flair-ul dacă mai bine ca și antreprenor. Din partea lui Ana Neamț o întrebare. Continuați să investiți în startup-uri și în această perioadă? Și dacă da, cum vă putem contacta? Dacă pot să te rog să mai repeți o dată, că am avut o problemă tehnică la mașina mea electrică. Da. Zicea că Ana Neamțu, dacă continuați să investiți în startup-uri și în această perioadă? Și dacă da, cum vă putem contacta? Doresc să investesc în continuare în startup-uri, dar startup-uri care să ajute industria ospitalității cumva, adică în zona asta de startup-uri, nu mă mai duc astăzi în altă direcție.
pentru că mi se pare important să găsim soluții la nivel de industrie, soluții de transformare la nivel de industrie. Deci dacă, da, răspunsul este da. Dacă tu ai o idee, un startup în zona de ospitalitate, contactează-mă. dragosaroncitygrill.ro este un instrument bun la care poți să transmiți ce-ți dorești. În încheiere, că a ajuns emisiunea la sfârșitul ei, aș vrea să ne spui în câteva idei niște recomandări pe care le dai celor care lucrează în industriile puternic afectate sau blocate, ce să facă ca să găsească din nou calea să repornească business-urile lor? Grea întrebare. Primul sfat este să-și primească, dacă vorbim de antreprenori, da? Dacă vorbim de antreprenori, primul sfat este să se uite la afacerea lor ca și cum ar fi un startup. Al doilea sfat este să investească în tehnologie, pentru că tehnologia ajută în scăderea interacțiunii umane, fizice, iar pentru o perioadă de 1 până la 2 ani va fi o problemă în interacțiunea multiplă. 3. Atenție foarte mare la resurse. Nu am fost niciodată, și la managementul resurselor, nu am fost niciodată adeptul tăierii de costuri. După părerea mea, nu trebuie să tai costurile, ci să investești în repoziționarea ta ca business model. Deci atenție cum nu mai aloci cheltuieli care astăzi nu mai au niciun rost pe modelul vechi de business într-o direcție nouă care să te ajute să ieși din colțul în care ai fost băgat astăzi de această pandemie. Dragoș, mulțumesc frumos pentru prezența ta în această emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne revedem mâine și la alte webinarii. Să aveți parte de sănătate și serenitate și să vă regăsiți calea în antreprenoriat sau în business și care să vă scoate cu bine din această criză. La revedere! Mulțumesc și eu! La revedere!